Acțiune de amploare în această dimineață într-un dosar cu certificate de vaccinare false. Polițiștii și procurorii DNA au descins la 13 adrese din două județe, inclusiv la sediul centrului de vaccinare din Vama Petea. Rețeaua de falsificatori ar fi eliberat peste 2000 de certificate de vaccinare în schimbul unor sume considerabile. Colega mea Andreea Stan vine cu detalii. Andreea, ce sume plăteau cei care doreau un certificat fals și ce au descoperit procurorii la percheziție? Bun găsit! 300 de euro pentru un certificat de vaccinare fals. Atât au plătit aproape 2000 de români, iar în mare parte acestea au fost descoperite chiar în Vama Petea din județul Satu Mare. La centrul de vaccinare din Vama au ajuns și procurorii DNA, dar și în județele Bihor și Satu Mare, unde s-au efectuat mai multe percheziții. În anchetă sunt vizați și funcționari publici, iar la una dintre percheziții au fost descoperite certificate de vaccinare în alb, dar și altele deja completate și sume mari de bani de ordinul zecilor de mii de euro. Grav este faptul că mulți dintre cei care le-au cumpărat au ajuns în stare foarte gravă la spital, iar o altă parte dintre români se zbat între viață și moarte în mai multe spitale din țară. Procurorii DNA au descoperit faptul că mulți nu au trecut deloc pe la centrul de vaccinare din Vama Petea. Cazul este amplu, iar procurorii au lucrat de mai bine de 3 luni la această speță. În cursul zilei de astăzi, mai multe persoane vor fi duse la audieri.